Să-mi spuneți, vă rog, când putem începe. Spate, da? Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa astăzi la acest eveniment, care este unul extrem de important pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova. Este foarte important pentru Chișinău și este foarte important pentru Republica Moldova. Astăzi am deosebită plăcere să prezint candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, domnul Oleg Burlacu. Căutările noastre au fost lungi, deloc simple, pentru că din start noi am căutat un candidat care întrunește calități necesare pentru a scoate Chișinăul din criza în care este, una profundă, administrativă, lungă, un candidat care poate să îndrepte toate resursele și toată energia disponibile în Chișinău spre dezvoltarea municipiului Chișinău și al țării în întregime. Chișinăul nu este doar capitala Republicii Moldova. Chișinău concentrează mai mult de jumătate din puterea economică a țării. Reprezintă peste 30% din populația Republicii Moldova. Și este furnizorul a circa jumătate din totalul locurilor de muncă existente în țară. În acest sens, Chișinău trebuie să fie modelul și locomotiva dezvoltării Republicii Moldova. Astăzi Moldova parcurge o criză profundă. Oamenii și economia sunt loviți de o criză inflaționistă și de o creștere agresivă a prețurilor. Viitorul Republicii Moldova este amenințat de criza creșterii halucinante a deficitului de cont curent și din capacitatea de a ne auto-întreține. Societatea este dizbinată de o polarizare politică periculoasă care, din păcate, este alimentată chiar de guvernarea actuală a Republicii Moldova. Toate crizele împreună au determinat cea mai înaltă intensitate a plecării oamenilor din țară și o viteză dramatică a depopulării localităților Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova confruntă probleme serioase și este extrem de clar și foarte evident că avem nevoie de oameni serioși pentru rezolvarea lor. Oameni serioși la toate nivelurile administrative. Cred ferm că a guverna înseamnă a rezolva probleme, nu în a inventa probleme sau în a căuta vinovații. Noi am căutat un om cu talente avansate de organizator și negociator. Un specialist în managementul public și în construcția echipelor eficiente. Credem că Chișinăul are nevoie de un om capabil să unească echipa primăriei și pe cea a Consiliului Municipal Chișinău, într-un corp unic, centrat pe rezolvarea problemelor chișinăuienilor. Chișinăul are nevoie de un om capabil să organizeze selectarea rațională a problemelor și a proiectelor prioritare, să asigure elaborarea programelor și a planurilor de acțiuni și să determine realizarea lor calitative. În acest sens, domnul Burlacu are toate aceste calități, are pregătirea, dar și experiența necesară pentru ca Chișinăul să aibă o administrare eficientă și în interesul chișinăuienilor. Domnul Burlacu, coleg, te rog frumos să urmez. Domnule președinte Filat, vă mulțumesc pentru generoasă introducere față de cei prezenți.
dragilor, nu voi povesti foarte mult despre mine. De principiu, în viața de zi cu zi, sunt avocat. Cu vastă experiență, spun eu, în administrația publică locală, dincolo de peste Prut. Cu siguranță mai multe informații o să găsiți în mass media, pentru că, deși am o meserie privată, tot ceea ce am făcut eu până acum este destul de public și cunoscut cumva în mediul de presă. Ca și spirit, întotdeauna iau din trecut numai ceea ce este bun, încerc să mă uit spre înainte și întotdeauna încerc să pun să așez lucrurile așa fel încât să genereze un plus valoare în tot ceea ce fac. Viitorul, din punctul meu de vedere, îl putem schimba doar împreună și sper că lucrul ăsta va fi realizat cu locuitorii Chișinăului. Am muncit foarte mult și am locuit, de asemenea, în afara Republicii Moldova. Am plecat pe aceleași motive pentru care au plecat foarte mulți concetățeni și conaționali de-ai noștri. Și cred cu tărie că cei care au plecat au posibilitatea să se întoarcă înapoi și să dea plus valoare Republicii Moldova. Cu domnul președinte Vlad Filat am făcut cunoștință prin intermediul unui bun prieten de-a meu, Ruslan Verbițchi, pentru care pe această cale și mulțumesc că mi-a creat oportunitatea asta. Am primit propunerea domnului Filat cât se poate de deschis. Eu vă recunosc că am meditat ceva asupra acestei probleme, m-am gândit asupra acestei propuneri și m-am gândit pe cât pot să-i dau curs, înțelegând că este o mare responsabilitate. Și într-un final răspunsul meu a fost cât se poate de clar și ferm. Voi merge alături de domnul Filat și de Partidul Liberal Democrat din Moldova în aceste alegeri pentru primăria municipiului Chișinău. Ne leagă cu domnul Filat, după discuțiile avute de-a lungul timpului deja, viziuni, ne leagă obiective, aceleași principii de viață, lucru care, de altfel, se întâlnește mai rar în activitatea unor politicieni. Legat de municipiul Chișinău, din punctul meu de vedere, se încearcă la acest moment cumva o politizare a municipiului Chișinău, lucru care, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Politizarea întotdeauna a compromis evoluția unui oraș. Indiferent că vorbim de Chișinău și oricare alt oraș european, politizarea excesivă, în special și în general politizarea, nu are ce căuta în administrația publică locală. Prin urmare, este un obiectiv pe care mi-l propun de a-l înlătura. Primăria Chișinău, prin toate structurile sale, din punctul meu de vedere, ar trebui și trebuie să lucreze doar în interesul cetățenilor și lucrul ăsta este realizabil, este foarte realizabil. Evident, trebuie de avut un filtru a tot ce înseamnă direcții și instituții ale primăriei. Ele trebuie nu numai trecute printr-un filtru al activității de performanță a managerilor, dar, de asemenea, trebuie de motivat de a aduce oameni noi, oameni cu perspectivă și credeți-mă că Republica Moldova și special Chișinău are oameni capabili să vină cu know-how pentru a face primăria municipiului Chișinău să fie cât se poate de puternică și în interesul cetățenilor. Normal, îmi propun, cel puțin la acest moment, ca în primii 6 luni de zile să
stabilesc indici de performanță, de altfel cum se practică în toată Europa și în toate marile capitale ale lumii, nu ar fi o noutate în sensul ăsta, în care indicii de performanță și capacitățile managerilor să fie testate la maxim pentru a crea o administrație publică eficientă. Vorbim de primăria municipiului Chișinău, care de altfel, chiar dacă este o instituție publică, trebuie să reprezinte o fabrică, un instrument de servicii în interesul public al locuitorilor din Chișinău. Și lucrul ăsta chiar cred că se poate realiza. Și în special, vă spune un om sau o persoană care s-a lovit de acest aspect și chiar crede în acest principiu. Avem nevoie de investiții, avem nevoie de a aduce în Republica Moldova și în special în Chișinău pe toate cele mai mari companii europene pentru investiții, pentru crearea locurilor de muncă, pentru a genera niște servicii publice și de a crește tot ce înseamnă nivelul de trai în Chișinău, pentru că Chișinăul la acest moment de-a lungul timpului a fost și reprezintă un real motor pentru întreaga Republica Moldova, pornind de la economie și terminând cu valorile sociale. Există posibilitatea, prin crearea de facilități speciale, de a atrage cât mai mulți investitori pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a dezvolta orașul din atât economico-social, pe infrastructură, cât și pe activități de urbanism. Dar voi reveni pe parcursul timpului cu mai multe idei și strategii pe care mi le propun în mod concret. Eu țin să vă mulțumesc pentru prezența de astăzi și vă stau la dispoziție în condițiile în care aveți ceva întrebări. Dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt, vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă. Mulțumim frumos, sănătate multă! Să fim plăcești! Așa.